Se la vino și 30 de minute ca LED. Ascultăm aici în Bună Dimineața București 98.3 sau online bucureștefm.ro. Așa cum v-am anunțat și vă mulțumesc pe această cale pentru mesaje și pentru întrebări. O să încercăm să sintetizăm și să aflăm răspunsurile la tot felul de probleme care ne interesează în vreme de pandemie. Alături de mine și de colega mea Andreea, așa cum v-am anunțat, ni se alătură doctorul Red Arafat, șeful DSU. Bună dimineața și mulțumim că ați acceptat invitația de a fi în matinalul București FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu o să vă reținem foarte mult, o să încercăm să concretizăm exact timpul alocat pentru a răspunde unor întrebări care vin și din partea ascultătorilor și cu siguranță vin din partea tuturor celor care vor să călătorească, vor să intre în România, să plece din România, să știe ce așteaptă în perioada următoare. Știm comunicatul din partea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care a spus că s-a adoptat în ședința din 6 decembrie hotărârea numărul 111 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, măsuri valabile în perioada 10 decembrie 2021 ora 0 până pe 8 ianuarie ora 24. A venit și o serie de întrebări, domnule doctor, în legătură cu această situație. S-au creat niște confuzii și vă întreb pe această cale, concret, ce măsuri se iau și cât de complicat este să înțelegem procedura și mai ales ca ea să fie aplicată și să nu asistăm la situația în care la sosirea în România să fie tot felul de chestiuni complicate care să ducă la aglomerație și la neînțelegerea și respectarea legilor. Deci sunt două puncte aici. Primul, dacă vii din interiorul Uniunii Europene. Dacă vii din interiorul Uniunii Europene, atunci se aplică certificatul verde, persoanele vaccinate, persoanele trecute prin boală nu se testează. Persoanele care nu sunt vaccinate, nu sunt trecute prin boală, se testează, iar cei care vin din zona roșie, din țările care sunt sub incidență zonei roșii, atunci intră în carantină 10 zile. În cazul în care se prezintă persoana fără test la graniță, atunci intră în carantină 14 zile. Pentru că normal nu poți să spui la un cetățean român că nu poate intra în țară, dar atunci are 14 zile de carantină, pentru că cei care vin cu test deja au făcut testul de vreo 2 zile înainte sau 3 zile înainte. Deci 72 de ore din interiorul Uniunii Europene este limita pentru testul RT-PCR. Dacă vii din Uniunii Europene, toate persoanele trebuie să fie testate, inclusiv cele vaccinate, dar intră în carantină 10 zile numai persoanele care nu sunt vaccinate și nu sunt trecute prin boală. Deci numai persoanele care nu sunt vaccinate, nu sunt trecute prin boală, intră în carantină, iar dacă se prezintă la graniță fără test, atunci trebuie să facă carantină de 14 zile. Deci asta sunt diferențele. Dacă vii din afara spațiului Uniunii Europene, va trebui să ai test indiferent de statusul tău, vaccinat sau nu. Dar dacă ești vaccinat și s-au trecut prin boală, nu intri în carantină, iar dacă vii din interiorul spațiului Uniunii Europene, atunci trebuie să fii testat. Dacă nu ești vaccinat, nu ai trecut prin boală, iar carantinarea care înainte era de 14 zile, acum este de 10 zile, iar dacă vii la graniță fără test, atunci faci carantina de 14 zile. Cam astea sunt regulile noi care au apărut. Bun, din 20 decembrie înțelegem că România introduce formularul de localizare a pasagerului. O să vă rog să ne explicați ce este acest formular și la ce ne ajută mai exact. Este un formular care este aplicat în multe țări europene. Nu poți să călătorești, să ajungi într-o țară, mai ales pe linia aeriană vorbim aici, decât dacă ai formularul de PLF, cum se spune, sau Passenger Locator Form, adică formularul de localizare a pasagerului. Asta este foarte important pentru a găsi persoanele care au călătorit și care au fost expuse unor contact sau care trebuie să le comunici, să vezi de unde au venit, unde au mers, ca să poți să-i comunici imediat. Deci este un formular de localizare a persoanelor care sosesc în țară, dacă sunt persoane străine, la ce hoteluri merg, unde merg, dacă sunt persoane din România, unde merg, care este adresa lor, ca să poți să le comunici dacă există ceva de comunicat pe linia contactilor COVID. Asta e cel mai important lucru de stabilit prin acest formular. Vă rog.
rog să ne spuneți, pentru că ne întreabă și ascultătorii, ce înseamnă acest Omicron, această variantă, și cum stă România din punct de vedere statistic. Se pare că a mai apărut un caz. Care sunt concret lucrurile legate de Omicron, dacă ne puteți spune? Din ce știu până la acest moment, cazurile care au fost anunțate și secvențiate sunt cele care au sosit din Africa de Sud, fiind aduse cu zborul special care a fost pus la dispoziție de guvern. Deci este o variantă care se răspândește mult mai repede decât varianta Delta, asta este un lucru deja evident. Încă se analizează patogenitatea ei, severitatea bolii care o cauzează. Adică există păreri că această variantă, totuși, chiar dacă se răspândește mult mai repede, este mai puțin patogenă decât varianta Delta, și există păreri încă care spun că e prea devreme de spus, pentru că încă nu știm impactul pe zone cum este zona europeană, unde ai o populație îmbătrânită și unde, pe lângă asta, avem multe persoane nevaccinate. Un lucru care iarăși începe să apară mai mult și să se discute mai mult este că există un efect al vaccinului în sensul de a preveni formele grave. Și asta încă mai trebuie să fie studiat și să se vină cu niște date suplimentare de către oamenii de știință. Deci așteptăm din ce în ce mai multe informații în următoarea perioadă. Există posibilitatea să ne confruntăm cu un nou val al pandemiei începând cu luna ianuarie? Am tot citit lucrul ăsta în ultima perioadă. Totul depinde de noi. Respectăm, nu respectăm regulile, ne protejăm, ne vaccinăm. Deci asta este totul dependent de noi. Deci e clar, și noi am zis-o întotdeauna, trebuie să fie un efort conjugat, un efort comun, guvern, cetățean, operatori economici, toată lumea împreună. Deci că să prevenim un nou val, având în vedere că încă mai sunt mulți care va trebui să ajungă la vaccinare, dacă vor vrea, atunci trebuie să fim atenți, pentru că este posibil să ajungem la un nou val, și singura prevenire de a ajunge la acest val este că în perioada sărbătorilor să știm să ne protejăm. Asta e cel mai important. Apropo de sărbători, au venit și declarații în apropierea sărbătorilor. Desigur, toată lumea se întreabă și trebuie cineva să-și răspundă. Ce se va întâmpla? Se vor lua anumite măsuri specifice? Se relaxează un pic lucrurile sau avem voie să deplasăm un pic în timp așa petrecerea de Revelion sau, mă rog, în aer liber sau în exterior? Asta sunt subiectul discuțiilor. Eu cred că la ședința de guvern, la următoarea ședință de guvern sau în cursul acestei săptămâni cel puțin, se vor clarifica toate aceste aspecte. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, prea multă relaxare ne-ar costa sau ar fi cazul să fim un pic mai circumspecți, mai precauți, având în vedere că se anunță valul 5, chiar dacă lumea ar fi ușor nemulțumită pentru că s-ar înlăspri un pic condițiile sau ar rămâne la fel? E greu de spus. Asta vă spun, nu vreau să speculăm și să se spună că s-a spus una sau alta. Așteptăm astăzi, mâine, cel târziu, să avem niște discuții. Bun, de săptămâna, săptămâna aceasta vom ști. Exact. În regulă. Și mai am o întrebare în legătură cu ce a făcut Italia, care a înăsprit restricțiile pentru persoanele nevaccinate prin introducerea supercertificatului verde. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar se pare că primul care a plătit scump a fost chiar un român. Ați fi de acord cu acest supercertificat verde, cu atitudinea Italiei cu privire la cei care nu respectă aceste condiții? Credeți-mă că nu știu despre ce este vorba cu supercertificatul verde, așa că mai bine nu comentez, nu știu care este. E vorba de acea schemă completă a celor care au trecut prin boală, necesar pentru a putea intra în noul certificat, necesar pentru a putea intra în baruri, restaurante, cinematografii. Prefer să nu comentez, vedeți că multe țări aplică reguli, mai ales că noi am trecut prin valul care l-am trecut ultima perioadă, acum Europa este în valul respectiv. Și multe țări au creșteri, deci nu pot să comentez ce au făcut sau care era raționamentul, că să pot să spun dacă e bine, nu e bine, deci nu știu care este raționamentul. Da, în regulă. Am trecut oricum prin clipe destul de grele, ne-am mai revenit, se pare. Sistemul medical nu mai are presiunea de acum o lună, poate chiar o lună și jumătate. La acest moment așa este.
Da, deci puteți confirma că în momentul de față suntem un pic mai relaxați atât când vine vorba de activitatea medicilor, dar și la nivelul cifrelor stăm ceva mai bine. Mulți au spus și au speculat. Vreau să ne confirmați dacă este sau nu, sau se speculează în continuare. Noi acum s-a testat mai puțin? Deci noi stăm mult mai bine decât înainte. Barometrul nostru nu e neapărat testarea, cât este numărul cazurilor în terapie intensivă și în unitățile de primire urgență. Și în mod cert, acest număr este în scădere sau se stabilizează la un nivel mult mai jos decât cel care a fost acum 2 săptămâni, 3 săptămâni. Acum, încă o dată, sper să reușim împreună să păstrăm această situație și să nu revenim din nou la creșteri semnificative în perioada sărbătorilor și după perioada sărbătorilor. Bun, și încă o întrebare și ultima și vă mulțumim o dată în plus pentru amabilitatea de a fi alături de noi. Campania de vaccinare, acesta este subiectul care am vrea să încheiem. Din punctul dumneavoastră de vedere, s-a relansat, merge mai bine, mai sunt lucruri de îmbunătățit, aveți în plan anumite lucruri pentru ca oamenii să se ducă să se vaccineze în număr cât mai mare? Știți că vaccinarea se urmărește de către Comitetul Național de Vaccinare, nu sunt implicat direct în acest lucru, dar se vede că există încă un număr mic care se vaccinează, este nevoie de mai mulți, este nevoie de explicații, este nevoie de încurajare a populației ca să se vaccineze, să înțeleagă că vaccinul este în binele lor și în binele comunității. Fiecare zi e un număr care se vaccinează, dar din păcate am fi putut să fim mult mai departe dacă mergeau mai mulți. Deci capacitatea de vaccinare este mult mai mare decât se vaccinează la acest. Mulțumim foarte mult și așteptăm în continuare vești. Cum spunea și dumneavoastră, săptămâna aceasta vom ști ce urmează să se întâmple și de sărbători. Să aveți un drum bun în continuare și un 2022 plin de realizări. Mulțumim mult! A fost alături de noi șeful DSU, doctorul Raed Arafat. Aflăm, cum spuneam, săptămâna aceasta ce se hotărăște la cel mai înalt nivel cu privire la sărbători. Campania de vaccinare mai scârție, mai ungem un pic. Există și niște soluții, nu neapărat niște licori magice, dar sau poțiuni. Există niște variante de lucru pe care să sperăm că cei care ne conduc le vor aborda.